Municipalitatea le-a oferit melomanilor un regal de muzică cultă în piața primăriei Pitești în seara zilei de 13 iunie. Este vorba de transmisiunea în direct de la Valencia operei Tosca de Giacomo Puccini, eveniment care sub genericul Viva Europa a fost transmis simultan în 38 de orașe din mai multe țări ale Uniunii Europene. Așteptăm un spectacol grandios de la Valencia, transmis în direct de Ziua Europei cu opera Tosca de Puccini. Așteptăm să ascultăm niște mari cântăreți, Oxana Dica, Brian Turfel și un dirijor foarte mare indian, Zubin Mehta. Așteptăm să vedem și noi Spania și Teatru Regina Sofia din Valencia. Anul trecut am avut bucuria să vedem opera Carmen, transmisă tot așa în direct, anul ăsta o să vedem Tosca. Cum vă place această idee de a viziona spectacole din piața primăriei? Știu că sunteți un meloman și frecventați filarmonica și concertele Filarmonicii Pitești. Dar aici, în piață, cum vă simțiți? Este o bucurie pentru toți piteștenii că primăria s-a gândit să ofere și melomanilor un spectacol așa de frumos și grandios. Și așteptăm cu bucurie seara. Este o mândrie pentru piteșteni. Doar câteva orașe din țară, am auzit Clujul, Timișoara, Bucureștiul și Turda se bucură de această favoare. Și noi suntem alături de melomanii din toată țara. În pauza spectacolului au fost difuzate videoclipuri de prezentare a orașelor în care a avut loc transmisia operei Tosca. Pitești, reședința județului Argeș, este un oraș vechi și nou totodată. Vechi pentru că a fost atestat documentar în urmă cu 623 de ani și nou pentru că este gospodărit cu grijă și pricepere de autorități. Supranumit orașul Lalelelor, Piteștiul este municipiul în care de peste 3 decenii se organizează anual Simfonia Lalelelor, o manifestare culturală de anvergură națională și internațională.